Aflați de o săptămână în cantonamentul din Austria, jucătorii Universității Craiova au disputat și un amical împotriva formației FC Orenburg, echipă ce a ocupat locul 7 sezonul trecut în Prima Liga a Rusiei. Elevii lui Papura au remizat scor 1-1, iar unicul gol al albaștrilor a fost înscris de Carlos Fortes, care s-a aflat la prima sa reușită în tricoul științei. A fost un meci foarte bun, acum nu interesează rezultate, dar am făcut performanță în prima repriză și repriza a doua. Toată lumea, cine a jucat foarte bine, a făcut bun meci și asta e important pentru noi. Începe să facem ce ne zis mister și în jocul oficial va fi important pentru noi. Primul tău gol în alb-albastru științei, care e sentimentul? Un sentiment foarte bun, pentru că anul trecut noroc nu a fost cu mine și sunt încrezător că anul ăsta va fi anul meu. Cum sunt antrenamentele de până acum în stadiul de pregătire din Austria? Foarte bun, greu, cu alergare și cu mingea, că este important, foarte tactic și asta acum e foarte bine. Următorul nostru adversar din cantonament, Karabakh, campioana Azerbaidjanului. Cum vezi tu duelul de pe 25 iunie cu aceștia? Cred că va fi un meci un pic mai greu ca asta. Eu cunosc Karabakh pentru că a jucat anul trecut în Europa League contra Sporting Lisabona și am văzut meci, va fi un meci mai greu, dar noi avem o echipă foarte bună și cred că putem castiga. Foarte mult suporteri științei te-au felicitat pentru gol pe transmisiunea noastră live. Ce mesaj ai pentru aceștia? E important să fim tot împreună, echipa și suporterii. Asta e mai important. Și când faci treaba bine și treaba mea de vârf să faci gol, e important că suporterii zic că a făcut treaba bună. Dar eu sunt cu minte aici și vedem după ce se va întâmpla. Pe tehnicianul universității nu-l interesează rezultatele din amicale, ci doar ca elevii săi să se pună la punct cu pregătirea fizică și tactică. În primul rând este un meci de pregătire. Ieri, spre exemplu, am făcut două antrenamente. Încercăm să ne pregătim să ne punem cât mai bine la punct din punct de vedere fizic, tehnic, tactic. Este doar, nu ne interesează neapărat rezultatul, dar sperăm să pe fiecare meci să câștigăm ușor încredere și să creștem din punct de vedere fizic ca în momentul în care vom începe jocurile oficiale să fim la cei mai buni parametri. Asta este singurul obiectiv în acest cantonament. Forte și-a marcat primul său gol în alb-albastru științei. Este normal ca, atacanții să înscrie. Am mai avut o ocazie din lovitură liberă. Să sperăm că ambii atacanți vor reuși cât mai multe goluri. Cum s-au descurcat cei din prima repriză și cei din repriza a doua? Este o diferență de experiență. În repriza a doua am jucat cu foarte mulți tineri. Este normal să nu aibă experiența de celor din prima repriză, dar s-au descurcat destul de bine. Eu cred că avem jucători destul de talentați. Păcat că în faza ofensivă n-au reușit să înscrie. Dar sunt copii, încă sunt tineri și să sperăm că vor progresa și se vor bate pentru un loc de titular. Ne aflăm de aproape o săptămână aici în Austria. Cum decurg pregătirile? Cum îi simțiți pe băieți în acest moment? Conectați. Știu ce trebuie să... Este o perioadă mai dificilă. Este normal. Se pregătesc serios și sperăm cu din tot sufletul să facem un sezon foarte bun. Urmează peste doar 3 zile un nou amical, de data asta cu Karabakh, un adversar mai tare, campioana Azerbaidjanului. Cum vedeți acest duel? V-am zis, este doar un meci de pregătire. Nu rezultatul în sine este important. Important este ca, să ne menținem un nivel de pregătire bun, să învățăm așa cât mai mult din punct de vedere tehnic, tactic, să punem în aplicare ce lucrăm la antrenament. Iar în ceea ce privește Karabakh, este o echipă destul de puternică. Următorul meci amical al universității va avea loc marți împotriva campioanei Azerbaidjanului, FC Karabakh.